Bună seara, dragi telespectatori! Astăzi avem o temă interesantă, dar și contradictorie în același timp. De aceea, încă de la început, vrem să precizăm că este doar părerea mea și a invitatului. Fiecare are decizia vieții lui și la ceea ce face. O să discutăm despre vaccinuri și homeopatie, în speranța că aflăm care sunt și alternativele la care dumneavoastră puteți apela pentru o imunitate bună și pentru sănătatea dumneavoastră și a copiilor dumneavoastră. Invitatul nostru de astăzi este profesor dr. Constantin Mihail Popescu, care este și scriitor, și traducător, dar și practicant de terapii holistice. Bine ați revenit la noi! Vă mulțumesc pentru invitație. Bună seara! Este o temă foarte actuală, de fapt, aceasta cu vaccinurile. Care ar fi argumentele Foarte pro și actuală contra? și în același timp destul de veche. Da. Aș vrea să pornesc în primul rând de la începuturile medicinei, o să iau cu Hipocrate. Hipocrate și-a imaginat cum se poate vindeca o boală. Și el spunea că poți lăsa natura să se vindece, deci o boală se poate vindeca aproape de la sine. Dacă o lăsăm și dăm corpului posibilitatea să se vindece singur, putem folosi mijloace împotriva unei boli, deci mijloace contrare. Să zicem, frigul, dacă suntem răciți, trebuie să stăm la căldură, nu? Și s-ar putea face o listă mult mai mare. Și hrana, el Dar, zicea că baza e hrana, de fapt, în vindecare, ca să avem acei da, nutrienți spunea de că regenerare. Da. alimentul, Baza vindecării. hrana ta să fie medicamentul tău. Dar există și el spunea că există și posibilitatea de a trata cu aceleași mijloace care au produs boala. Și el observa, de exemplu, că anumite triburi care locuiau în zonele deșertice sau foarte calde foloseau ceaiul fierbinte pentru a rezista la căldura puternică din timpul zilei. Deci, bine, se pot găsi în viața de zi cu zi multe căi de tratare. În medicina populară românească se spune cui pe cui se scoate. Și, bine, există niște nuanțe întotdeauna. Dar cele două, atât vaccinarea cât și homeopatia, au apărut destul de târziu, relativ târziu. Deși ele au fost intuite din vechime, iar vaccinarea probabil că este realizată pe căi naturale de foarte multe mii de ani. Îndeoseb crescătorii de animale știu că în contact cu animalele, îndeoseb persoanele care mulgeau vacile, făceau anumite, preluau de la animale anumite boli. Este cazul variolei, despre care se știe că populațiile din zona Caucazului, din India, din China, făceau această boală și imunitatea se realiza prin contactul. Deci copiii sau persoanele care intrau în contact erau zgâriate și erau inoculate cu asta. Asta în ce ani? Foarte de mult. Aici o să încep cu o poveste. În anul 1721, soția ambasadorului Angliei, pe lângă în alta poartă, o doamnă care se numea Mary Montagu. Culmea este că familia Montagu era o familie de nobili britanici cu un nivel de cultură deosebit. Au fost mai multe rânduri de ambasadori la diferite curții regale sau imperiale ale Europei și nobilii Montagu cunoșteau foarte bine, adică aveau în bibliotecile lor cărțile lui Dimitrie Cantemir. S-au cunoscut, fiul lui Dimitrie Cantemir a fost, Antioh Cantemir, a fost ambasador al țarului Rusiei la Londra, pe lângă curtea regală britanică. Și s-au cunoscut, iar în lista de abonați ai lucrărilor lui tatălui său Dimitrie Cantemir, adică incrementa ad pe decrementa aule otomanice,
tipărită în limba engleză, figurează pe, chiar pe pagina unde apar familia Montagu. Și familia Montagu este, apare și în Romeo și Julieta din Shakespeare, ca unul din cele două personaje. Da, da. Dar era vorba de niște nobili britanici și soția acestui ambasador, având un nivel de cultură deosebit, știa greacă, latină, nu știu ce, este invitată de înalții oficiali otomani să viziteze mai multe localități din Podișul Anatoliei. Și un primar, probabil, cum l-am numit noi astăzi, un conducător local, îi descrie cum reușesc țăranii să-și să prevină vindecarea de variolă, să prevină îmbolnăvirea de variolă a copiilor. Prin zgârierea și inocularea cu substanțele de la ugerul unor vaci. Deci variola era o variola vaccinorum era. Și termenul era în latinește, în engleză îi spuneau smallpox sau cowpox, deci era, să zicem, variola vacilor. Și de la denumirea latinească, de la vaccinorum, a apărut termenul de vaccin. Doamna, soția domnului ambasador, vine la Londra și povestește în cercurile științifice și medicale din Londra, în saloanele vremii, povestește despre variolare. Deci era un procedeu, da, o inoculare cu bacilul variolei. Vestea se răspândește și în următoarele decenii, deci 1730, 40, 50, 60, chiar mai târziu, medici din Franța, din Marea Britanie, din Italia, uneori și din Germania, încearcă diferite experiențe gândind o metodă terapeutică. Și lucrurile sunt duse puțin mai departe de un medic, tot britanic, se numea Edward Jenner, este cunoscut, considerat părintele imunologiei. Ce face acest doctor? El era pasionat de animale și de tratarea animalelor, avea și era dornic să cunoască migrația păsărilor și modul de viață al păsărilor. El este cel care scrie pentru prima dată despre obiceiul femelei de cuc de a pune ouăle în cuibul altor păsări pentru a fi clocite de altcineva. Și aflând de această metodă, el era născut în 1749, aflând de această metodă, după ce termină facultatea pe la 25-26 de ani, pe la 1776, cam în anul în care Imperiul Austriac răpește Bucovina din trupul Moldovei, el încearcă primele inoculări cu bacilul, sau mai bine zis, cu pustulele de la animalul de la vacă, la câteva. Lucrurile nu dau rezultate de la început. Experiențele lui durează cam 20 de ani și în jurul anului 1796 el publică primele rezultate pozitive. Există și niște picturi legate de acest moment în care el ia substanța, să zicem, de la o lăptăreasă care mulgea vaca și o inoculează unui băiat de vreo 8 sau 9 ani. Deci e o poveste oarecum interesantă. Cam în același an în care el începe primele experiențe, apar și primele elemente legate de creatorul homeopatiei. Nu întâmplător, vaccinarea și homeopatia apar într-un interval de timp foarte apropiat. Și aici este vorba de un neamț care se numea Christian Friedrich Samuel Hahnemann. Era dintr-o familie de
lucrători în porțelan. Mai multe generații de lucrători în porțelan. Se pare că și astăzi există în Germania o firmă care continuă tradiția de câteva sute de ani a familiei Hahnemann. Nu neapărat urmașii medicului, care a avut până astăzi nu mai are urmași pe linie bărbătească, dar acest medic s-a înscris ca student la facultatea, la Universitatea din Leipzig. El era născut în regatul Saxoniei din vremea aceea, unde Germania avea vreo 300 de stătulețe. Deci era saxon de origine și înscris la facultatea de medicină a Universității din Leipzig. Este foarte nemulțumit că facultatea n-avea laboratoare, n-avea... Era un om care știa vreo 8 limbi străine. Adică știa greacă, latină, arabă, ebraică, franceză, engleză, italiană, se pare și portugheză, oricum mai multe limbi, plus germana care avea. Și ca student avea mijloace mai puțin abundente, să zicem, de susținere. Se hotărăște să se mute la Universitatea din Viena, unde condițiile de studiu erau mai bune. Și în același timp, pentru că avea foarte mult talent la scris și avea o cultură generală deosebită, începe să traducă primele cărți. Și traduce cărți de medicină din franceză, din italiană, dar îndeoseb din limba engleză. Și nu termină facultatea, era prin anul 3 sau așa, când guvernatorul Transilvaniei, Samuel von Brukenthal, se gândește să aducă de la Viena, se întâlnește cu un profesor de la Universitatea din Viena, care îi spune: domnule, am un student extraordinar, pasionat, deschis către învățare, care știe și multe limbi străine. Și ăsta se gândește: domnule, îl chem la mine, îl iau ca medic și îi dau și sarcini să fie bibliotecar și custode al colecției mele. Avea o colecție, știm acum că este adevăratul muzeu, marele muzeu Brukenthal de la Sibiu. Și el vine în octombrie 1777, deci acum 240 de ani, la Sibiu, în luna mai, a fost o mare expoziție și a fost o sesiune de comunicări științifice legate de această împlinire a 240 de ani de la venirea lui Samuel Hahnemann în Sibiu. În Sibiu există și un mic muzeu al farmaciei care are o componentă destul de mult, dinainte de 89, are o componentă legată de homeopatie. Astăzi chiar apare pe site-ul muzeul Hahnemann, muzeul farmaciei, deci e foarte... Chiar felicitări, lucru... Sibiu se pare că se gestionează cultura foarte bine. Însă eu, mergând, am mers la Sibiu de foarte multe ori, este un oraș superb, și în timp ce studiam aspecte legate de activitatea lui Nicolae Densușanu, care a fost și el student la Sibiu, și căutam documente, m-am interesat la Muzeul Brukenthal dacă există date despre Samuel Hahnemann, fiind la vremea aia pasionat de homeopatie. Și am găsit în limba germană o autobiografie scrisă cu mâna lui Hahnemann. Are 3 sau 4 pagini, am făcut atunci o copie Xerox, o am pe undeva, dar cu siguranță ea a fost expusă cu ocazia sărbătoririi de la Sibiu. Acum aș vrea foarte pe scurt să spun, o să prezentăm în continuare poate și evoluția vaccinării în paralel cu evoluția homeopatiei. Cum am aflat eu de homeopatie? Prin 1978, cam la vreun an după cutremur, a fost dată în folosință aula Spitalului Municipal. Și
Eu eram interesat, pasionat de, și de medicina oficială, dar și de medicina alternativă. Aveam niște reviste franțuzești, englezești, care aveau pagini întregi de medicina alternativă. L'Express, Science Vie, multe reviste. Sunteți mare iubitor, da, de cărți, nu degeaba și... sunt bibliotecar, nu? Da, și am aflat că este la, în această aulă a Spitalului Municipal, recent dat în folosință, e o conferință despre homeopatie ținută de un medic destul de în vârstă, la vremea aceea cred că era deja pensionar sau aproape pensionar, se numea Gheorghe Bungețeanu. Era medic specialist pneumolog și făcuse cursul de homeopatie în Franța. Dar pentru că în perioada comunistă homeopatia nu era agreată, cel puțin până foarte târziu, domnul Bungețeanu practica, veneau la el chiar membri ai Comitetului Central, deci era foarte solicitat, dar nu era recunoscut ca medic homeopat. Cu mare greutate s-a deschis o farmacie homeopată. Culmea e că noi am avut medici homeopați și în țara românească, și în Moldova, și în Transilvania, și în secolul al XIX-lea, și în prima jumătate a secolului 20. Dar după aia a fost o perioadă în care nu s-au publicat cărți. Prima, din câte știu eu, prima carte despre homeopatie a publicat-o Theodor Kaba, un medic mai încăpățânat, care îl citise pe Hahnemann în limba germană în timp ce era student la Facultatea de Medicină din Cluj și care a fost nevoit să-și publice cartea de homeopatie în regie proprie la editura Litera, pentru că editura medicală considera că nu e cazul să discute despre un procedeu medical sau o metodă medicală pe care regimul nu o recunoștea. După 90 lucrurile s-au îmbunătățit. Eu am și folosit remedii homeopatice imediat după Cernobâl. Cam la 2 luni după Cernobâl s-a întâmplat că am avut niște probleme la un călcâi și mergând la policlinica militară mi s-a pus diagnosticul tendinita ahileană. Deci eram urmașul lui Ahile. Bineînțeles, mi s-a dat un pomelnic de medicamente, dar pentru că aveam un frate medic, l-am bătut la cap și am găsit remediile homeopatice potrivite și astăzi merg la fel de bine ca acum 31 de ani, fără să am probleme. Dacă m-aș fi luat probabil după medicul care îmi recomanda să iau nu știu câte medicamente, astăzi aveam și ficatul cu... Poate încărcă, prea încărcă. Și probabil că aș fi mers șchiopătând. Dar am preferat remediile homeopatice și de atunci aproape tot ce se poate rezolva. Există, bineînțeles, și limite ale fiecărui tip de tratament. În adevărul e că și eu recomand, mai ales că nu e gravă situația, să încerce orice altă terapie alternativă chiar, și homeopatia chiar ajută. O clipă, că chiar vreau să spun ceva interesant. Eu, pentru copilașul meu, e foarte mic și cad mult, știți cum e. Există remediu homeopatic, poate nu știți, pentru căzături. Există și cremă, dar există și pastilele acelea mici. Vă pot spune și eu, pentru că și eu l-am folosit pentru copii și nepoții. Ca să fii sigur că nu face un hematom sau, Doamne ferește, ceva. Nu, și chiar se resoarbe hematomul, chiar dacă l-a făcut. Să zicem, copilul a rămas cu bunicii și bunicii au zis, hai că nu spun, și până vine mama, copilul face o vânătaie. Îi dai remediul care se numește Arnica Montana, da, e o plantă exact foarte frumoasă, o plantă cu floare galbene, eu sunt pasionat de plantele medicinale, da? Și, dar se dă arnica în diluții diferite pentru că se poate da unui sportiv înainte de... Da, contează când deci a fost căzătura, nu intrăm acolo, trebuie consultat un medic oricum. Știu, tocmai, eu nu vreau să intru foarte mult în detalii. Acum, haideți să discutăm, să continuăm această paralelă. Deci Hahnemann pleacă din Transilvania în 1799, își dă licența, de fapt teza de doctorat, era o teză despre
spasme, despre crampe. O chestie foarte interesantă la vremea respectivă. Și începe să practice, se căsătorește, are vreo 9 copii, așa ceva, și începe să practice medicina, dar era foarte nemulțumit de metodele foarte brutale, practicarea de sângerări, tratamentele cu mercur. El observa, avea o intuiție deosebită și simțea că oamenii tratați cu mercur sunt de fapt tratați mult prea agresiv. Și pentru că a continuat să traducă, a ajuns să fie mai cunoscut ca traducător decât ca medic. Da. Și în timp ce traducea o carte a unui medic britanic, Cullen se numește, tratatul se numește Tratat Treatise of Materia Medica. Deci tratat de materia medică. Asta se spune de tratat de materie medicală. Deci sunt prezentate medicamentele și bolile pentru care sunt recomandate. Se oprește, în timp ce traducea, se oprește la descrierea remediului chinină, care se dădea la vremea respectivă pentru malarii, pentru friguri, cum se numesc popular. Și el înțelege că, de fapt, medicul englez nu intuise toate dedesubturile acestui remediu. Și începe să-l folosească, să-l încerce pe propria piele. Este un lucru extraordinar pentru că, în felul ăsta, el pune bazele medicinei experimentale și farmacologiei experimentale. A adus foarte mari beneficii farmaciei în general, pentru că până la el, lucrurile mergeau pe sistem alchimic. Adică pe asociații, culoare, formă, nu știu ce. Ori el începe și se tratează singur. Și vede ce simte sub toate aspectele. Deci și în privința celor 5 simțuri. Deci toate, cum să spun, le consemnează. Apoi, împreună cu niște studenți de-ai lui, începe să facă primele proving-uri, așa se numesc. Deci, experimentări ale remediilor. Și publică o carte cu 27 de remedii, dintre care chinina și multe altele. Și la început merge pe ideea efectiv de să spunem, de experimentare, apoi, mai spre sfârșitul vieții, încearcă să și dea anumite explicații științifice, nu toate foarte reușite și unele din ele, de exemplu, principiul vital sau forța vitală, nu este nici astăzi foarte acceptat de mediile științifice. Dar el descoperă principiul similarității, pornind de la celebra expresie a lui Hipocrate, similia similibus curantur, adică cele asemănătoare vindecă afecțiunile asemănătoare, așa cum am spus, cui pe cui se scoate, și continuă, ajunge să facă un tratat de materia medica pura, chiar așa o numește, adică care nu ține seama de ceea ce spune medicina oficială. În perioada aceea era și perioada de început a industriei farmaceutice, am putea spune, apăruseră drogheriile, apăruseră farmaciști, apoticarii, nu? În Ardeal ei se numeau poticari, nu? Zice, e un cântec maramureșean, zice, la doctor și la potică, nu? Termenul de origine greacă, apotica, era în germană este de apoteche. Așa. E, și Hahnemann tratează, părăsește medicina oficială, ajunge să aibă foarte mulți, să fie foarte solicitat în domeniu, înființează la Leipzig, orașul în care și începuse studiile medicale, un spital homeopatic, deci care trata numai prin homeopatie, și de asemenea în localitatea Köthen în Germania, unde astăzi există și un muzeu
în casa în care a locuit el, nemții au făcut un muzeu Hahnemann cu statui, cu patul în care a murit, fotoliu în care îi plăcea să stea, o mulțime de lucruri. Deci eu n-am ajuns acolo, dar se poate vedea pe site-ul muzeelor. Da. Ar trebui să învățăm și noi mai mult să dăm respect înaintașilor. Da, noi avem, noi am făcut, se pare că la Sibiu am făcut niște lucruri extraordinare legate chiar de homeopatie. Și noi am avut și avem și astăzi homeopații extraordinari. Avem oameni care au făcut și la noi o materie medică homeopatică. Deci avem foarte mulți oameni, nu o să-i amintim pe toți pentru că nu avem timp, dar Hahnemann ajunge pe la 1830, îi moare prima soție, deja el este foarte cunoscut, are adepți care vin de peste, din Anglia, din Statele Unite, din în 1830 și așa, îi moare prima soție cu care a avut 9 copii și vine la el peste la vreo 3 sau 4 ani de la moartea soției, la vreo 4 ani de la moartea primei soții, vine la el o pacientă, o franțuzoaică, care era cu 40 de ani mai tânără. Și era și ea pasionată, era artistă, pasionată de artă, de știință, de și la început îl roagă să îi permită să-l ajute în laborator, în calitate de secretară, să-i spunem, să-i aranjeze cărțile și altele. Apoi se îndrăgostește de ea și se căsătorește cu ea și tânăra soție îl convinge să se mute la Paris. Parisul la vremea respectivă și până astăzi era un centru, un focar de știință, cum da, spunea Eminescu. Chiar vreau să vă întreb Pasteur și ce s-a mai întâmplat până acolo, da. Care a stat și, în Paris. Păi, nu, să ajungem și la Pasteur, pentru că se succed lucrurile. Și la Paris este foarte cunoscut, este vizitat de un sas din Transilvania. Sasul se numește Johann, las că vă spun imediat, Johann Martin Hönigberger. Era născut în 1795, deci la vreo aproape 20 de ani după ce fusese în Transilvania. Născut la Brașov și omul plecase în Orient, plecase prin Imperiul Otoman, ajunsese până în India și a aflat, era un om care era la curent, manualele sau textele de homeopatie erau publicate în primul rând în germană, a aflat de el și îl vizitează la Paris. Și după ce îl vizitează la Paris și se pare că a învățat câte ceva din arta homeopatiei, ajunge să fie medicul unui maharajah din India. Este un maharajah din orașul Lahore, din statul Punjab, în Pakistanul de astăzi. Și rămâne timp de vreo 15 ani în Punjab, până când britanicii reușesc să introducă și Punjabul în India, în statul colonial sau în colonia britanică indiană. Și acest Hönigberger este extrem de... Mircea Eliade scrie despre el, are o novelă în 1940, îl descoperă ca personalitate și acest om contribuie la răspândirea homeopatiei în Orient și îndeosebi în India și Ceylonul de astăzi, nu Ceylonul, Ceylonul de atunci, care astăzi se numește Sri Lanka. Astăzi homeopatia este extrem de răspândită în India, unde există edituri specializate în homeopatie. Eu am cărți cumpărate din anticariatele din România, am cărți tipărite în India și sunt unele din ele foarte bine făcute, unele nu toate, unele sunt și mai ca niște broșuri. Da, asta depinde de calitatea omului, dar multe din ele. Și ce face în Paris cu acele mari personalități? Și la Paris este foarte cunoscut, apar și reacții, lumea medicală
atât farmaciștii cât și medicii uneori îl contestă, sunt oameni care au fost trimiși de asociațiile medicilor să-l spioneze cumva pe Hahnemann și mișcarea, pentru că el a creat o adevărată mișcare, s-au format în Anglia, îndeosebi în Statele Unite, în Franța, în Italia, în Germania, sunt, cum să spun, societăți întregi care nu numai că militează, dar se tratează. Medicii respectivi se tratează ei înșiși, așa cum făcea și Hahnemann, cu homeopatie, prin puterea exemplului și prin rezultatele pe care le obțin. Ei sunt adevărate minuni. Adică știu, chestionarul homeopatic este oarecum diferit de, să spunem, la medic te duci și spune aveți febră. În homeopatie există multe feluri de febră. Adică este febra specifică pacientului, vârstei, sexului, constituției. Deci în homeopatie există foarte multe elemente pe care medicina oficială nici nu se gândește să le ia în calcul. Medicina oficială merge pe anatomie, fiziologie, farmacologie, deci merge, are niște lucruri foarte bine puse la punct în anumite domenii, dar merge oarecum pe fizic foarte mult. Nu, merge ca tăvălugul. Din cauza asta și multe din elementele vaccinării, o să discutăm despre vaccinare. Dar și medicina normală a recunoscut homeopatia. Acum știți că și în asigurări este acoperită și sunt... N-am impresia că încă nu este. Anumite, e destul de recunoscută anumite și firme de asigurare România. Din România. E probabil, da. Sunt dar tot timpul. Asigurările de stat nu recunosc, nu plătesc. În multe țări ale lumii, remediile homeopatice, care sunt și mult mai ieftine decât decât toate medicamentele de tip alopat. Acum, chiar Hahnemann, în cărțile sale, este primul care folosește termenul de alopatie, deci tratarea prin mijloace opuse ar fi, da? Deci prin alte mijloace. În timp ce homeopatia este tratarea prin aceleași mijloace. Dacă eu, să zicem, am o problemă legată de paharul de vin pe care îl beau, am alergie la vin sau alergie la lapte sau la nu știu ce, eu pot să-mi produc propriul remediu homeopatic din vinul pe care îl beau. Sau pentru fumători. Există posibilitatea să-ți creezi propriul remediu homeopatic cu fumul pe care îl scoți din țigara pe care o fumezi. Iată, deci, să fie mult mai puțin și... Nu, sunt niște... deci există posibilitatea. Hahnemann a făcut... a realizat niște protocoale de producere a remediilor în laboratoare cu standardizare, pornindu-se de la substanțe de la plante, de la produse animale sau umane, de la minerale sau chiar metale și unele substanțe. Deci există remedii homeopatice din zahăr, de exemplu, pentru că sunt oameni care au alergie la zahăr. Da, și să mergem spre Pasteur. Da. Acum, haideți să... Da. Cred că deci, Hahnemann moare în 1843, dar homeopatia a continuat să fie o școală, chiar dacă el a intrat în rândul marilor personalități. Astăzi, în lume, există la marile muzee de medicină, există cel puțin un portret al lui Hahnemann, în multe există statui. În Statele Unite, la Washington, există, de exemplu, un mausoleu, un monument închinat lui Hahnemann de către homeopații americani. El a fost înmormântat în cimitirul Montparnasse, unde este Brâncuș acum, dar în anul 1898, francezii, în semn de omagiu, l-au mutat într-un cimitir mai de elită. Deci la 63-64 de ani de la moarte, l-a mutat în cimitirul Père Lachaise, unde stă la loc de cinste. I-au făcut francezii un monument impresionant. Poate fi văzut de către vizitatori, mai că la Père Lachaise e alături de... Nu chiar alături, dar este în același cimitir cu George Enescu, nu? Așa. Să revenim.
am discutat despre Edward Jenner, care a reușit într-un timp relativ scurt să convingă oficialitățile până la nivelul suveranilor. Deci suveranii Marii Britanii au fost de acord să promoveze homeopatia și astăzi chiar regina Elisabeta se tratează, are medic homeopat personal și se tratează, toți membrii familiei regale se tratează în primul rând prin homeopatie și apoi dacă homeopatia nu poate rezolva acel caz, se ajunge la o altă procedură medicală, dar e o procedură mult mai blândă. Așa, și s-a încercat introducerea vaccinului pentru eradicarea variolei. Dar cercurile financiare... Da? Deci da. Discutăm și despre ăla. Acolo e altă poveste. Dar s-a încercat vaccinul clasic, cel realizat de Jenner, și s-a pornit mecanismul, dar mijloacele financiare, adică nu s-au găsit oameni care să investească. Guvernele au zis, da, e foarte bine, când s-au înființat Ministerele Sănătății, au zis, da, ce frumos este, bine, s-au înființat ceva mai târziu, departamentele. Și lucrurile au fost lăsate oarecum, a trecut valul de entuziasm și Europa a trecut, după înfrângerea lui Napoleon în 1815, a fost o perioadă așa de pace, cel puțin vreo aproape 100 de ani în Europa, au fost destul de puține războaie. Au fost revoluțiile de la 1848, războaie pe aici, prin părțile astea ale Europei, războaiele ruso-austro-turce au mai fost prin zona noastră. Și s-a observat că după fiecare campanie militară, îndeosebi în urma migrațiilor populației pașnice, dar și prin marșurile armatelor, ori erau stârnite niște boli endemice, ori erau aduse de către armate. De exemplu, la noi se știe că armatele turcești aduceau holeră sau ciumă, armatele tătărești altele, armatele rusești altele, poloneze. Fiecare cu microbilor. Da, fiecare cu... și românii foloseau văruitul caselor și așa mai departe ca mijloace de protecție. Deci, populația românească a avut un grad de sănătate, poate și datorită stabilității pe aceste meleaguri. Dar a apărut în timpul războiului franco-german de la 1870, atunci când Napoleon al III-lea a fost înfrânt și a apărut Comuna din Paris. Parisul a fost asediat de germani, nu? Până la urmă Wilhelm se încoronează împărat al Germaniei la Versailles, în palatul regilor Franței, al lui Ludovic al XIV-lea, și apare din nou variola. Adică a fost o puternică epidemie de variolă, nu numai în rândul populației franceze, care fusese supusă asediului, erau lipsuri de alimente, deci au fost scăderea imunității și datorită atmosferei specifice războiului, dar și toate, nu, dislocarea și așa mai departe. Și atunci Pasteur, un chimist și farmacist, reia cercetările altora și adună un grup de oameni, studiază și începe din nou inocularea cu acel bacil, nu? Da. Care provoca variola. Și ajunge să realizeze prin 1881, deci au trecut ceva ani, a trecut și războiul nostru de la 1877, deci cam în anul în care România a devenit regat, la 1881, Pasteur publică primele materiale privind rezultate pozitive, privind inocularea. La rândul lui și el încearcă pe propria piele
să se inoculeze, deci face niște studii experimentale și începând din 1887 ia hotărârea să înființeze Institutul Pasteur din Paris. Deci acum 130 de ani, nu? În 1887. Institutul este inaugurat în 1888, deci la mai puțin de un an, și acolo lucrează câțiva la Institutul Pasteur, vin în vizită și personalități politice sau nobiliare ale vremii, și prințul Ion Cantacuzino, dintr-o familie de prinți, de voievozi ai țărilor române în perioada fanariotă, e un om care își face toate studiile la Paris, inclusiv studiile de medicină, își dă licență, doctorat în medicină și lucrează o perioadă scurtă la Institutul Pasteur, apoi revine în România și înființează la București în 1895, cam la foarte puțin timp. E una dintre primele țări din Europa care înființează un institut de seruri și vaccinuri. Cantacuzino sau Iarcea? Este un fel, adică este în cadrul armatei și la început a fost făcut pentru prevenirea molimelor în rândul armatei, dar și în rândul animalelor, pentru că la vremea aceea, transporturile militare erau realizate cu ajutorul cailor și alimentarea se făcea cu lapte de vacă, deci era un întreg lanț prin care exista posibilitatea ca soldații să fie infestați cu... în 1901 se înființează un alt institut ceva mai dezvoltat, dar oricum toate au mers pe sistemul Pasteur, cu cercetări fundamentale și cu experimentări și producere de seruri și vaccinuri, atât pentru animale cât și pentru oameni. Pentru că la început chiar Institutul Pasteur de la Paris a încercat realizarea de vaccinuri pe cultură de țesut uman, dar au existat niște riscuri de apariție a sifilisului și altor boli. Lucrurile astea au ajuns ca toate suporturile de cultură să fie pe suport animal. Și se lucrează pe viței, pe cai, sunt mai multe, pe maimuțe, pe cobai, pe alte lucruri. Deci nu intrăm în detalii pentru că nu e cazul. Dar la București am avut și noi, sau în România, armata română, îndeosebi, Ioan Cantacuzino a fost numit șef al Serviciului Sanitar Național și al Serviciului Sanitar Militar al Armatei Române. În al doilea război balcanic, armata română a fost nevoită să ducă un marș forțat spre Sofia, pentru că bulgarii intraseră în conflict cu toți vecinii, voiau să aibă ieșire și la Mediterana, voiau să ajungă și să fie riveran cu Dunărea, adică voiau Dobrogea noastră, voiau multe. Deci vă spun, voiau să aibă ieșire la Adriatică, spunând că Macedonia, Muntenegru, până acolo, aveau deja ieșire în primul război balcanic, aveau deja ieșire la Marea Egee și și-au luat nasul la purtare și atunci armata română a fost nevoită să pornească spre Sofia, bulgarii au capitulat, dar armata română a avut foarte multe pierderi datorită tifosului exantematic. Și atunci Ioan Cantacuzino, medicul și prințul Ioan Cantacuzino, a făcut toate demersurile necesare, adică a produs serurile și vaccinurile pentru ținerea sub control a epidemiei de tifos exantematic, deci a redus pericolul și, îndeosebi, în refugiu din Moldova, știm foarte bine că prin numărul mare prin spațiu foarte restrâns, prin aglomerarea de refugiați, de militari, de toate... Și institutul cum s-a înființat? Institutul a fost înființat oficial
în 1921 în forma actuală, dar între timp s-a înființat și Institutul Pasteur de la București, care se ocupa numai de seruri și vaccinuri pentru animale. Deci am avut două, deci și am avut două, din păcate amândouă au fost. De restrâns. Da, acum nu se mai vorbește. Păi, Institutul Pasteur a fost implicat, a fost privatizat începând din 2007 și a fost un dosar la DNA, nu intrăm în detalii pentru că... Eu chiar vreau să le mulțumesc celor de la Institutul Cantacuzino, pentru că eu când am fost mică, am avut vreo 2 ani în care am stat cu batista în mână, de o rinită alergică, la care medicii foarte târziu au văzut că e de la alergie la praf, și cu un vaccin de la Cantacuzino am reușit să stabilizez situația. Acum, foarte repede, vreau să dau câteva detalii, ca, după aia o să discutăm și de... Deci, vaccinurile sunt de mai multe feluri. Sunt vaccinuri preventive și vaccinuri curative. În general, ziariștii, inclusiv cei de televiziune, o iau, iau numai punctul de vedere al Ministerului Sănătății sau al oamenilor din rețea și spun vaccinul este 100% sigur și așa mai departe. Niciun medicament din lumea asta nu este 100% sigur, nici remediile homeopatice nu sunt 100% sigur, iar în privința vaccinurilor, dacă ar fi atât de sigure, lista cu contraindicații n-ar fi mai mare decât lista cu indicații. De vreo că eu ca și mamă sunt un pic bulversată, să zic, nu știu ce să... Eu sper că e o decizie destul de greu de luat pentru fiecare părinte, pentru că, pe de o parte, îți iei niște riscuri orice decizie ai lua să faci sau să nu faci vaccinurile tradiționale. Dacă le faci, există riscul anumitor metale grele care sunt acolo sau anumitor vaccinuri care nu sunt testate cum ar trebui și pot avea reacții adverse. Și am văzut cazul tumor la creier la 2 ani de la asta. Da, da. Dar pe de altă parte, dacă nu faci, iar îți iei un risc și dacă copilul se îmbolnăvește în comunitate, da. Nu, și numai asta, dacă se îmbolnăvește, tu ca părinte te gândești dacă aș fi putut face ceva dar să fie bine, știi? O să încercăm să intrăm mai la nuanțe. Așa, deci vaccinurile preventive sunt active, dar nu imediat. Este o durată de minimum 15 zile în care apare procesul de adaptare a sistemului imunitar la substanța introdusă. Efectele sunt durabile, uneori pe o perioadă de mulți ani, alteori, și pentru asta există vaccinuri, pentru variolă, tetanus, difterie, poliomielită, tuberculoză, febră tifoidă. Există însă și vaccinuri curative, dar astea se introduc numai după ce boala a fost declanșată și pentru asta există și multe, antirabic, sunt mai multe. Există vaccinuri cu germeni atenuați vii sau vaccinuri cu germeni uciși, cu germeni morți. Și există vaccinuri de tip anatoxine, pentru difterie, tetanos și altele. Sunt vaccinuri de tip antivirale, antibacteriene sau mixte, polivalente. Vaccinurile se introduc subcutanat, cutanat sau oral. Cele pentru poliomielită erau orale. De asemenea, există tipul de stoc vaccin pe sușe diferite din același microb și există autovaccin. Și la Institutul Cantacuzino a existat un medic, un specialist, care chiar a elaborat un procedeu de realizare a acestui autovaccin. Dar foarte mulți oameni resping ideea în sine. Dar acestea nu sunt niște vaccinuri homeopatice, ca să fie clar, nu? Nu. Sunt normale. Erau vaccinuri clasice. Acum, să spunem câteva lucruri despre aceste vaccinuri, pentru că dacă intrăm pe site-ul Institutului Pasteur din Paris, ei recunosc în partea de istoric mai multe greșeli făcute de-a lungul timpului. Faptul că n-au ținut seama de anumite cercetări publicate, că n-a... Și dar chiar unele... Pasteur, pe patul de moarte se spune cel puțin că a regretat ce a făcut. Nu, dar Pasteur nu știu dacă a și-a dat seama că ideile lui au fost oarecum deturnate, în sensul că s-a acordat mai multă importanță factorilor patogeni decât terenului. Și el a spus în ultima perioadă a vieții, terenul este mai important decât factorii.
Și el a intuit și a dat seama că, de fapt, terenul este cel care atrage factorii patogeni. Și aici aș vrea să amintesc ce spunea un morfopatolog, Virchow se numește, și el spunea așa, că un țesut care are o disfuncție sau care este în deficit energetic sau de altfel, devine o gazdă îmbietoare pentru germeni. Adică atrage. Un organism slăbit atrage boala. Sau stresat, în sensul, cu care pune imunitatea fapt, jos. Pentru că eu am lucrat în armată timp de 38 de ani, există un proverb militar. Slăbiciunea internă atrage agresiunea externă. Și asta ar trebui să înțelegem noi astăzi când ne-am bătut joc și de armată și de sistemul de sănătate și de sistemul de învățământ și de multe altele. Pentru că sunt vulnerabilități extraordinare. Aș vrea să discutăm foarte scurt ce este vaccinul, de fapt. Pentru că noi vorbim medicamentul. Medicamentul este ceva pe care îl iei ca să te vindeci, nu? Vaccinul este un preparat imunologic destinat să producă o protecție specifică față de o boală dată. Dar ce înseamnă preparat imunologic, ce înseamnă protecție specifică? Deci este un remediu folosit cu țintă exactă. În primul rând, ideea de vaccinare a întregii populații este aproape complet părăsită astăzi în lume. Țări care au introdus la începutul secolului vaccinarea obligatorie pentru tuberculoză, celebru BCG, da? Care își trage numele de la cei care au realizat descoperirea bacilului, Columet și Giret. Deci, ce țări sunt acelea care au renunțat? Sunt mai multe. De exemplu, pentru BCG sunt așa, Statele Unite, Suedia, Elveția, Germania. În Suedia s-a ajuns la concluzia că vaccinarea poate produce efecte mai dăunătoare decât germenul patogen. E un risc patogen. Al acelor reacții adverse care se văd de la exemplu, copii cât riscul de, deci există în revista Science numărul 4 din 4 martie 4 aprilie 1977 este un întreg dosar în care se spune așa, riscul de a contacta poliomielita de la vaccinul viu este mai mare decât de la virusul natural. Și efectele, deci da, într-adevăr s-a zis că s-au făcut studii foarte serioase. În primul rând s-au făcut studii privind efectele vaccinului asupra multor generații de oameni care au fost tratați în deosebi după al doilea război mondial pentru poliomielită. Și au fost peste între 10 și 20% sterilitate atât la fete cât și la băieți în perioada pubertății și multe alte efecte. Se pare că epidemia de obezitate din Statele Unite ar fi fost promovată și de aceste vaccinuri obligatorii. Oricum, în Statele Unite sunt foarte puține vaccinuri obligatorii. S-au făcut studii în privința asta. În Anglia, după o campanie de vaccinare pentru variolă și tuse convulsivă, boala a izbucnit cu virulență mai mare și atunci englezii au renunțat. În India a fost un caz celebru. Guvernul indian, în anii 1970 și ceva, nu mai știu cine era prim-ministru, s-ar putea să fi fost chiar Indira Gandhi. Ministerul Federal al Sănătății din India s-a gândit să obțină eradicarea tuberculozei, care în anumite zone din India este endemică. Și a comandat la Institutul Pasteur un număr de nu știu câte bilioane, sute de milioane, zeci de milioane. Populația Indiei la vremea respectivă se apropia de un miliard, acum a depășit de mai mult timp. Și au comandat aceste, deci au fost plătite din fonduri federale și s-a început campania de vaccinare. După câteva sute de mii de persoane vaccinate,
incidența tuberculozei active a fost mult mai mare decât înainte. Și atunci s-a început o cercetare la nivel mondial. Institutul Pasteur din Paris a acceptat cooperarea și a recunoscut în mare parte că a folosit o sușă de pentru producerea vaccinului. A folosit o sușă tuberculotică din Europa. Pot fi anumite vaccinuri, deci ar fi cu probleme, trebuit, da. Nu, ar fi trebuit folosită o altă sușă, da. Deci nu... Da. În concluzie, există riscuri, da, pro și există contra, riscuri și dacă te vaccinești și dacă nu te vaccinești. Acum. Din păcate, nu prea mai avem timp. Voi spune foarte repede ce e bine să înțeleagă telespectatorii noștri, că e posibil să există și vaccinuri homeopate. În primul rând, există vaccinuri homeopate care sunt și pentru rujeolă, și pentru rubeolă, și pentru mai multe. Da, și se pot utiliza Și se pot utiliza pentru gripă, pentru foarte multe boli respiratorii. Dacă se face un vaccin normal, se poate face o detoxifiere după vaccinare, cu foarte multe baie detoxifiere, da? Probiotice, ulei de și, pește, de asemenea, coriandru, soc, lăptișor de copii mată, care, deci, un epidemiolog poate foarte frumos, intrând într-o clasă, apă, masaj, de clasă, păpădie, cea, da, terapia intrând ceas. Într-o clasă, un epidemiolog poate foarte bine să observe care sunt copiii cu risc. Deci, în primul rând, contraindicații, deci toți copiii care au anumite afecțiuni au contraindicații și atunci se pot folosi remedii homeopatice, stabilite, bineînțeles, de un medic homeopatic, pentru pregătirea organismului copilului ca să poată face vaccinul. Și de asemenea, după vaccin, dacă apar unele manifestări, o virulență specifică fiecărui individ, pentru că fiecare copil reacționează într-un mod diferit la vaccin, se pot da remedii homeopatice care să reducă. Acum, toate remediile homeopatice sunt imunosupresoare, deci afectează sau reduc capacitatea sistemului imunitar. Remediile homeopatice au marele avantaj că sunt sub numărul lui Avogadro. Deci de la diluția 7 la diluția 8 se coboară sub numărul Avogadro și cantitatea de substanță introdusă în organism pe cale orală, deci pe o cale naturală, așa cum introducem noi mâncarea sau apa pe care o bem, este preluată blând de organism, nu este introdusă prin injecție, da, cutanat sau prin zgârietură sau prin altceva. E mică și absorbită, da, și atunci bine. Sistemul nostru imunitar prin remediile homeopatice nu intră într-o alarmă de cod roșu. Da, și nu are nici metale grele. Și nu are. Iar toate vaccinurile sunt însoțite de așa numitul, da, ser vaccinal sau cocktail vaccinal care cuprinde toxine, substanțe obținute din culturile animale pe care s-a produs vaccinul. Da. Deci multe alte lucruri. Și acea intoxicare poate fi, deci dezintoxicarea poate fi realizată. O să și... vorbim într-o altă emisiune despre, da, asta, din păcate. Mulțumim mult pentru informațiile extraordinar de folositoare pe pentru care le-ați dat. Mulțumim și telespectatorilor. Dacă aveți întrebări pentru domnul doctor, puteți să sunați, profesor doctor, puteți să sunați în redacție la numărul afișat și noi ne putem vedea și la meditațiile în parc sau la meditațiile online cu 5 pași pentru eliberarea blocajelor din viața ta și cu cauzele și eliberarea durerilor articulare și de coloană. La revedere, mulțumim mult!